Eram așa de revoltată pentru că o făcea pe mama să sufere încât îi spuneam în față de multe ori, te urăsc, mi-e rușine că mi-ești tată, și reacționam foarte urât și pur și simplu musteam de frustrare și de răutate față de el, și tata suferea și el pentru că este dureros. Acum îmi dau seama cât de mult l-am rănit și mi-am cerut iertare pentru asta, ca într-adevăr copilul tău să vină la tine să-ți spună că te urăște. Iisus Hristos poate să schimbe și viața ta prin puterea Lui. Poți avea un nou început. Libertatea și satisfacția de plină ce am primit-o în Dumnezeu, n-am mai reușit să o primesc din altă parte. Înainte de a-L cunoaște pe Dumnezeu, viața mea era nonsens. Sunt un om fericit, numai Dumnezeu a făcut asta în viața mea. Vieți transformate. Stimați ascultători, bine v-am găsit la Vieți Transformate, sunt Ioan Ciobotă. Invitata de astăzi a emisiunii noastre se numește Ramona a Catrinei. Ramona a cunoscut și a gustat bucuriile acestei vieți, în special în perioada când era studentă, dar mai mult decât atât a ajuns să cunoască și să guste bucuria supremă. A ajuns să-L cunoască pe Domnul Iisus Hristos și să-L guste pe Domnul Iisus Hristos. A ajuns ca sufletul ei să fie împlinit în Hristos. Dar să ascultăm împreună mărturia Ramonei. Ramona, bine ai venit la Vieți Transformate! Bine v-am găsit și mă bucur că pot să împărtășesc cu ascultătorii emisiunii despre felul în care viața mea s-a schimbat. Cum a fost ziua când s-a schimbat viața ta? A fost cu soare, a fost cu nor, a plouat, a nins, a fost o zi toridă? A fost o zi frumoasă, de fapt s-a întâmplat la mare și mi-aduc aminte aproape fiecare detaliu. Pur și simplu a fost așa de minunat tot ce s-a întâmplat în ziua aceea. Fiecare detaliu este întipărit puternic în memoria mea și n-aș putea să uit. Este ziua în care eu m-am născut din nou. De exemplu, detaliul de la ora 11 și 34 de minute. Asta probabil o să-l știu cu exactitate în cer, că n-o să fac viața mea pe un film. Dar mi-aduc foarte aminte, bine aminte, de acele detalii importante care m-au marcat și știu că la ora aceea eram la program cu Alege Viața și ascultam cu urechile ciulite ceea ce persoana care ținea mesajul îmi transmite despre Dumnezeu. Ce spunea cel care ținea acel mesaj? Unde? Undeva pe nisip sau Nu, dar trebuie cumva să explic mai mult ce înseamnă proiectul cu Alege Viața, ca să înțelegi. Și proiectul cu Alege Viața, care a avut loc atunci și de obicei are loc în fiecare an vara, aproape în fiecare an vara, a avut loc la Costinești, printre tineretul de acolo, că numai tineri vin, ori studenți, ori elevi. Și scopul este, în primul rând, să vestim Evanghelia printre studenți, printre tineri, după amiaza, dar dimineața aveam și un scop de zidire a celor care veneau pentru prima dată la mare și eu eram printre ei. Și aveam un program cam de vreo 4 ore, în care era un mesaj pe care cineva îl ținea despre Dumnezeu și mi-amintesc că a fost un mesaj despre ceea ce Dumnezeu poate să facă dintr-un om care își pune viața la dispoziția lui Dumnezeu, și a vorbit despre David. Și apoi era un timp de laudă și închinare, grupuri de discuție și totul dura cam de dimineață până la prânz. Și cam despre asta se vorbea atunci la ora 11, înainte de prânz, despre David. Când ai terminat facultatea? Și facultatea am terminat-o anul trecut, Facultatea de Limbi și Literaturi Străine la București. Am studiat engleza și franceza. Au fost semnale sau posibilități de a te întâlni cu Dumnezeu în viața ta înainte de momentul când te-ai hotărât pentru schimbarea completă a vieții tale? La liceu sau la școala generală sau alte momente? Am înțeles. Cred că Dumnezeu a hotărât ca momentul acesta să fie în timpul facultății și mă bucur așa de mult că El a ales un astfel de moment. Dar bunicii mei, bunicul meu, de fapt, merge la o biserică penticostală și tatăl meu merge, dar am dubii, într-un fel, dacă viața lui este cu adevărat transformată și trăiește prin puterea Duhului Sfânt, mai ales tatăl meu. Dar am avut ocazia să aud despre Biblie și chiar în clasa a treia cred că am citit câteva pasaje, dar nu mi-amintesc absolut nimic despre ce era vorba acolo. Dar nu am avut o ocazie în care pur și simplu să înțeleg mesajul Evangheliei și ce a făcut Iisus pentru mine, nu. Ocazia ar fi fost, dar inima mea nu a fost sensibilă la asta absolut deloc. Eram complet ignorantă despre Dumnezeu.
În afară de partea aceasta de neraportare la Dumnezeu sau de dezinteres total față de ceea ce vrea să ofere Dumnezeu, care erau idealurile din viața ta, care erau căutările, ce îți doreai pentru viața ta, ce visai pentru viața ta? Eu m-am născut într-o familie modestă. Părinții mei erau oameni simpli, de la țară, mama mea asistentă, tata maestru. În orașul Moinești, în orașul Moinești, Bacău. Județul Bacău, da, în estul țării, unde cumva sunt foarte multe prejudecăți despre creștini. Sunt considerați secte și oameni mărginiți, limitați, cu care nici nu este bine să intri în vorbă. Mai ales mama considera că pocăiții sunt niște oameni răi și nu voia să aibă de-a face cu ei absolut deloc. Și tatăl meu s-a purtat foarte urât. A avut vreodată de-a face cu pocăiți? Într-un fel, chiar sau doar tata. I-a fost transmis așa, printr-o mass media subliminală? Deci ce s-a întâmplat cu mama mea a fost că tatăl meu la anumită vârstă s-a pocăit într-un fel. Deci oricum a mers cu bunica mea la o biserică penticostală. Dar tatăl meu s-a purtat foarte urât cu mama. Întotdeauna a jignit-o, nu s-au bătut, dar de când mă știu eu, de când m-am născut, am auzit certurile lor, cuvintele lor de jignire. Mama m-a înjurat, tata a înșelat-o pe mama de multe ori și pur și simplu nu a avut niciodată respect și dragoste față ea, niciodată, nici înainte și nici după. Și cumva mama nu a fost niciodată fericită și certurile lor m-au afectat așa de mult. Mă durea burta de emoții când se certau și mi-era frică ca tata să nălăvească pe mama și tot timpul uram ideea de familie, uram ideea de a avea o familie vreodată, pentru că nu vroiam să trec prin ceea ce trecea mama. Mi se părea că viața este o viață de calvar și că eu nu mi-aș dori niciodată o astfel de familie, nici într-un caz. Și tatăl meu mergea la o biserică penticostală și se credea pocăit și se crede. Și Dumnezeu judecă acum, eu nu vreau să mă erijez în poziția de judecător al tatălui meu, pentru că îl iubesc, pentru că este tatăl meu și țin mult la el. Dar tatăl meu a fost o piedică în calea mamei mele și m-a zis că niciodată nu vreau să am de-a face cu oamenii ăștia, uite ce mult mă face să sufăr tatăl tău. Și copilăria mea a fost tot timpul tracasată de certurile lor, ascultam zi și noapte durerile mamei mele, am văzut lacrimile pe obraj și sufeream foarte mult. Ajunsesem să-mi urăsc tatăl, sincer. Credeam că nu știu, nici nu mă iubește nici pe mine, nici pe mama și deși știam că este tatăl meu și de multe ori mi-a arătat dovezi de dragoste, dar eram așa de revoltată pentru că o făcea pe mama să sufere încât îi spuneam în față de multe ori, te urăsc, mi-e rușine că mi-ești tată și reacționam foarte urât și pur și simplu musteam de frustrare și de răutate față de el și tata suferea și el pentru că este dureros, acum îmi dau seama cât de mult l-am rănit și mi-am cerut iertare pentru asta, ca într-adevăr copilul tău să vină la tine să-ți spună că te urăște. Deci este o durere extraordinar de mare pentru un părinte. Oricum ar fi fost el, nu aveam dreptul să-i spun că-l urăsc și a fost o mare greșeală, dar în astfel de mediu trăiam și să știi că sunt multe, multe familii care trăiesc într-o astfel de atmosferă și toate familiile pe care le-am cunoscut înainte ca să mă întorc la Dumnezeu trăiau într-o atmosferă aproximativ la fel. Nu, lipsă de dragoste și de respect. Am cunoscut aceste sentimente încă de mică și în familia bunicilor mei și în familia rudelor mele. Tot timpul am fost martoră unor asemenea manifestări ca în familia mea și sufeream foarte mult. Drept urmare, fiind și singură la părinți, ei au încercat să mă ferească de a avea contact prea mult cu oamenii din jurul meu și eram destul de izolată. Nu aveam prieteni adevărați, eram răutăcioasă și nimeni nu prea se putea apropia de mine, eram o tipă asocială. Și dincolo de problemele din familie, mai aveai și sindromul copilului singur la părinți. Da, da. Nu știu cât de mult era un sindrom, dar afecta foarte mult. Eram izolată, nu reușeam să mă relaționez la oamenii din jur. Eram introvertită și aveam tot timpul se citea pe fața mea nemulțumire și răutate. Mi-aduc aminte chiar. Pot să povestesc niște evenimente așa care mi-au rămas? Da, te rog. În minte, apropo, niște manifestări. Mai să nu-ți pară rău mai târziu care povesti. Nu, îmi dau seama că sunt
sunt niște lucruri care mi-au rămas în minte de felul în care eu eram și mă bucur câteodată să-mi amintesc de ele. Știi de ce? Pentru că îmi dau seama cât de mult m-a schimbat Dumnezeu. Și extraordinar. Cât de mult El a îndepărtat aceste lucruri și l-a transformat în alte lucruri, bucurie și multă pace. Eram totul diferită decât sunt acum și dacă unii dintre prietenii m-ar fi cunoscut înainte, nu m-ar fi recunoscut. Dumnezeu a făcut o minune cu viața mea, a făcut, și vreau să împărtășesc cu toți oamenii lucrurile astea. Dumnezeu poate să facă minuni în viața fiecăruia dintre noi. Este același Dumnezeu și ieri și azi și în veci și putem avea încredere în El. Suntem cu urechile deschise să auzim experiențele din viața ta. Mi-aduc aminte, eram în clasa a treia și pentru că eram izolată și oamenii nu, colegii mei nu vreau să mă primească în cercul lor, să mă accepte așa, eu încercam să-i manipulez și pentru că eram bună la învățătură, făceam temele și cumva ei trebuia să-mi plătească temele și la un moment dat aveam un examen la matematică și eu eram singura care învățase, știam problemele, eram cea mai tare acolo, în clasa a treia. Și ce le zici? Stați că vă arăt eu cum este un copil singur la părinți, stați pe bani că gata. Vă arăt eu. Stați că vă arăt eu. Și o prietenă, o colegă de-a mea, nu știu, mă dezamăgise cu ceva și dacă vrei să-ți spun la examen de matematică să-ți dau și tema, trebuie să te așezi în genunchi și să-mi ceri iertare în genunchi și pur și simplu a trebuit să fac asta. În fața școlii strânsă în careu. Bineînțeles că erau și alții de față și asta am simțit așa o mare satisfacție, o răutate așa de, uite că ți-am făcut-o, Ramona, m-am răzbunat. Într-adevăr a fost răutate. M-am răzbunat, uite, și tu m-ai făcut să sper, dar și eu te-am umilit în fața colegilor. Și a fost așa, dar tot singură rămâneam, asta era problema, că eu eram singură, până la urmă aveam un moment scurt de satisfacție, dar de fapt eram singură, nefericită, pentru că nu-mi doream să mă port așa, dar... Ai mai dat ochii cu colega aceea? Da, sigur, lucrurile, știi cum, printre copii, acum se ceartă, acum se împacă și... Oricum, eu eram singură, asta se întâmpla și la școala generală la fel, colegii mă ocoleau și învățam bine, asta era singurul meu avantaj, de-a spunea că ai venit de la țară să ne fur nouă premiile, tot timpul loveau în mine și eu loveam în ei, răspundeam cu aceeași monedă. A fost foarte greu pentru mine. La liceu lucrurile s-au mai schimbat, dar părinții mei nu-mi dădeau niciodată voie să merg cu colegii mei, să mă plimb cu ei pe stradă. Eram tot, trebuie să fie acasă, imediat după școală, să vii acasă. Eram singură, nu aveam deloc prieteni și am început să vă urăsc așa un plan în mintea mea. Trebuie să iau la facultate, învăț și acum o să fiu liberă. Nu o să mai am pe ei mei pe cap și o să fiu independentă. Visul meu, m-a întrebat de vise și vreau să spun care era visul meu. Visul meu era să câștig mulți bani, să-mi fac o carieră, să fiu independentă. Nu vroiam să am o familie, nu credeam în ideea că există familii fericite, cu dragoste. Credeam că lucrurile astea sunt imposibile și nu-mi doream. Doream doar pur și simplu să trăiesc cu fiecare, cu cine ajunge în preajma mea, dar nu-mi doream să-mi formez o familie niciodată, pentru că nu credeam în această valoare. Cam astea erau visele mele în clasa 12, înainte să iau la facultate. Am învățat mult. Chiar m-am rugat la Dumnezeu așa în felul meu, Doamne ajută-mă să iau la facultate, și toți oamenii se roagă în felul ăsta și mă rugam și eu. Dumnezeu m-a ascultat, avea un plan pentru viața mea și am luat la facultate, am luat și în Iași și în București. Și ai mei vreau să rămân în Iași pentru că eram mai aproape de ei. Dar am zis, nu, cât mai departe de voi, București, acolo mă duc. Și m-am dus în București cu speranțe mari că îmi voi face prieteni noi, voi începe viață nouă, totul va fi extraordinar pentru mine, am scăpat de acasă, o să fie totul roz pentru mine și am fost dezamăgită profund de cum am ajuns la facultate. Nu am primit cămin de la facultatea mea și bineînțeles că ceea ce, cum se procedează este că îți cumperi o cameră, dai bani și cumperi o cameră de cămin. Și așa am făcut, în campusul agronomie, în București, am cumpărat o cameră mita, de cămin. Mita căminiștilor. Da, cam asta era problema. Ce nu poți cumpăra în țara asta? Poți cumpăra ce vrei, de la o cameră de cămin până la sufletele oamenilor. Da. Camera de cămin am cumpărat-o cu sufletele. Domnul a avut putere mai mare decât orice sumă de bani. Și sufletele oamenilor le cumpără alții pe bani grei sau cel puțin au senzația că le cumpără, dar ceea ce se întâmplă este că se distrug mulți oameni.
Da, de fapt își datorită pierd. Corupției din țara asta, datorită răutății oamenilor. Iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor, spun. Și iubirea de putere. Oameni care vor să-i calce pe alții în picioare pentru a ajunge cât mai sus, cu senzația că își vor împlini acel gol pe care doresc să-și-l umple. Da, și interesant este că mentalitatea asta nu pare deloc anormală pentru ei. E ca o junglă. Cine supraviețuiește, ăla reușește viața și costurile nu contează. Scopul scuză mijloacele. Motto ăsta machiaveric încă rămânea valabil și printre studenți. Dar eu nu prea eram conștientă de lucrurile astea. Eu tot ce-mi doream era să iau o cameră de cămin și să trăiesc și să am prieteni și așa mai departe. Mintea mea era încă de 19 ani. Nu eram prea înțeleaptă ca să îmi dau seama de toate lucrurile. Și am fost șocată când am ajuns într-o cameră de cămin în care mai erau încă 3 fete ca mine. Am fost șocată. M-am dus la baie, am văzut câini, fete și băieți la aceeași baie. Eu nu fusese niciodată într-un astfel de context, eram șocată. Toate colegele mele trăiau în imoralitate, toate 3 erau mai mari decât mine. Nu știam să mă apropii de ele, pentru că erau mai mari, erau disprețuitoare față de mine, eu nici nu eram legal acolo în cămin, eram și mai mică și toate le se spărgeau în capul meu. Dacă era o problemă, eu eram vinovată. Dacă trebuia să facă cineva curat, eu trebuia să fac. Aveam o colegă, mi-aduc aminte, care pur și simplu mi-a făcut zilea mare. Din fata tatei și fata mamei ai devenit fată în casă. Da, nici chiar așa, dar oricum, și eu răspundeam cu aceeași monedă. Și ele mă puneam, dar și eu eram răutăcioasă. O colegă de-a mea... Mă așteptam. Da, deci nu... Eram introvertită și pur și simplu eram așa de moruncănoasă încât răutatea se citea pe fața mea. Că pus să-ți închipui tot timpul, să stăteam în patul ăla rablagit din cămin și... N-ai vreo poză de atunci să le arătăm ascultătorilor? Păcat că nu le putem arăta poze. Da, trebuie să fac ascultătorii un efort de imaginație să-și închipuie o fată moruncănoasă, eventual cu bigudiuri în cap și cu nasul în cursuri toată ziua, ofticată că nu puteam să învăț. Colegele mele, fiind mai mari, nu prea aveau nicio atracție față de carte prea mult. Pur și simplu ele își petreceau altfel timpul. Dar eu în anul întâi învățam, aveam foarte mult de învățat și nu mă lăsau să învăț, le dau tot timpul și eram așa frustrată că nu puteam să învăț. Încât mă răzbuneam. Seara colega asta, ziua când vreau să învăț, colega aceasta, nu vreau să spun pe nume, tot timpul râdea și nu mă lăsa, vorbea tare, iar eu seara prindeam o veză și o puneam direct în față. Am de învățat și nu lăsam să doarmă. Deci, pur și simplu, eram și o rea cu ea, iar și ea era. Și a fost o luptă continuă. Anul întâi a fost un an în care am experimentat ce înseamnă viața de înfrângere. Încercam totuși să-mi fac prieteni. Eram disperată că eram singură și încercam să mă apropii de lumea studenților și am început să fac compromisuri și pentru că asta însemna să merg la discotecă, să merg la chefuri, în bar, la terasă, am început să merg și știi, problema era că nu mi se părea ceva anormal. Asta era mentalitatea studenților, așa gândeau ei, asta era felul în care ei se distrau, felul în care se simțeau bine, se simțeau împliniți și am încercat să gust și eu din viața asta și știi, pe moment... Libertatea sexuală acum pare un standard, de fapt. Dacă n-ajungi acolo, ești privit cu dispreț. Da, deci din punctul ăsta de vedere nu am avut probleme. Pur și simplu Dumnezeu m-a ferit și cred că doar Dumnezeu a făcut-o. Pentru că faptul că toate colegele mele aveau relații sexuale și erau părăsite după aia, pur și simplu lacrimile lor și povesteau, că inevitabil auzeam poveștile lor în cameră, mă făcea să am un mare dispreț față de băieți și niciodată nu o să am de-a face cu niciun dintre ei. Eventual o să îmi bat joc de ei, cam așa gândeam, dar nici într-un caz nu o să ajung să fac un pas pe care eu o să-l regret. Dumnezeu m-a ferit de asta. Și, dar în schimb, la discotecă, la chefuri, mergeam și eram tot timpul dezamăgită de faptul că băieții tot timpul erau interesați de aspectul fizic și asta mă făcea să-i disprețuiesc și nu mă legam nici sentimental de nimeni. Mai ales că mă speria ceea ce pățeau colegele mele de facultate. Dar fetele au și suflet?
fetele glumesc. Au un suflet extrem de sensibil. Chiar dacă își afișează, și de multe ori își afișează așa o mască de self-confidence, de încredere în sine. Ok, cu o țigară în mână, o fustă scurtă și o atitudine așa disprețuitoare la o terasă, poți să crezi că fetele astea sunt așa de împlinite, dar dacă ajungi la inima lor și le asculți poveștile, să vezi cum plâng după aia și cum spun că am fost dezamăgită și m-a părăsit și l-am iubit și am cedat și uite acum nu știu, nu prețuiește. Toate lucrurile astea am auzit atâtea povești de dragoste ininfrânte și de lucrurile astea de la fete nu te așteptai, fete care tot timpul cu zâmbetul pe față și cu atitudine de eu am tot ce-mi doresc, eu pot totul. De fapt, e atâta suferință, atâta neîmplinire în viețile lor, pentru că, știi, și eu eram la fel, și eu abordam o atitudine de om împlinit, mai ales la discotecă, dansam, nu aveam nicio problemă și când ajungeam, de fapt, în camera mea, eram atât de singură, atât de nefericită, oamenii ăștia, dacă nu făceam cum voiau ei, se depărtau, pur și simplu avem alți prieteni, nu? Lucrurile că mergeau în așa fel încât oamenii ăștia îmi demonstrau că tot ceea ce contează e interesul propriu, eu să mă simt bine. Eu, dacă eu mă simt bine, restul nu mai contează. Aici și acum. Clipa de mâine nu mai contează. Și eu sufeream îngrozitor, pentru că... Și era cumva o suferință inconștientă. Nu știam de ce sufăr. Nu știam de ce mă simt atât de neîmplinită când ajung acasă de la discotecă și la un moment dat... Știi, ai reușit să vezi spectacolul lumii cu mască și fără mască? Da. Ai reușit să vezi și ce e în spatele măștilor? Da, da, da. Și cred că eu eram cel mai bun subiect de studiat într-un fel, pentru că eu purtam o mască și când ajungeam în camera mea am lăsat masca jos și îi vedeam și pe ceilalți cu mască și fără mască și... Pentru că, până la urmă, nevoile umane sunt aceleași, nevoia de a fi iubit, de a fi respectat, de a fi acceptat așa cum ești. Deci astea rămân valabile și pentru creștini și pentru necreștini. Dar studenții încercau ei să pună mâna pe aceste împliniri și să-și împlinească viața în felul în care ei credeau că este bine. Și erau încercările lor și e firesc să cauți, dar dacă tu cauți unde nu trebuie, e clar că nu o să găsești decât ceva de mâna a doua și o neîmplinire și eșec. Deci trăiam și eu și ei din eșec în eșec. Păcatul era dulce atunci când îl făceai, dar apoi consecințele erau o inimă frântă și neîmplinire. Cam așa a durat un an întreg, anul întâi de facultate, cam așa a fost. În octombrie, ce se întâmplase era că la poarta campusului erau câțiva studenți care puneau niște întrebări. Dacă ai dorit și una întrebări, dacă ai dorit să afli mai mult despre Dumnezeu. Despre cine? Nu. No. Da, da, în sensul că eu aducându-mi aminte de tata, de bunic, mi-a zis că mă... Ei spuneau ceva despre Dumnezeu. Până la urmă mă învățase amândoi să am așa o reverență față de Dumnezeu și am zis că mamă, cum să refuz eu să vorbesc despre Dumnezeu? Trebuie să accept că na, mă bate cel de sus, nu știu cum gândeam eu atunci. Și tocmai mâine am un examen greu. Era chiar la începutul, nu avem examen atunci, era în octombrie. Chiar la începutul semestrului și eram cam zăpăcită atunci și am zis da. și am uitat. Dar în semestrul 2, pe la început, m-am trezit la ușă cu două fete de la Alege Viața. Cioc, cioc, da, intrați, de unde sunteți? Eu, knock, knock, knock on the heaven's door. Da, knock, knock on the heaven's door. Dar era on the hell's door acolo în cămin, într-un fel. Adică era... nu la porțile raiului, la porțile iadului. La porțile iadului, într-un fel. Așa, și au intrat, eu eram cam timorată, dar politicoasă și luați loc. Mi-au spus de ce au venit, că mi-au completat un sondaj și așa. Bine, le-am ascultat. Ele mi-au spus Evanghelia după o broșură care se numește Cele patrule spirituale, broșura clasică Alege Viața. Vreau să spun că toate informațiile mi-au intrat pe ureche și mi-au ieșit pe cealaltă. Nu știam cum să le fac să plece mai repede, că mi-era rușine de colegele de cameră. Ce spune că cu sectanții ăștia umblu eu pe aici și eram așa timorată și eram încordată, că nu plecau mai repede. La sfârșitul broșurii este și provocare, dacă vreau să-l primesc pe Iisus. Fetele mi-au spus... Zis, da, da, vreau să-l primesc, da, hai, plecați mai repede. Da. Și nu mai țin minte, asta e ideea, că nu mai țin minte ce am făcut, dar Cristina Bratu, vreau să spun, este fata prin care mi-a vestit Evanghelia și care m-a ajutat să-l cunosc mai mult pe Domnul și
o să mai apară numele ei în povestirea mea mai departe. Și ea mi-a spus că eu m-am rugat să-l primesc în viața mea, dar eu nu mi-amintesc că am făcut asta și pur și simplu a fost de formă, era clar. Și au zis, vrei să ne mai întâlnim? Da, nu prea. Și zic, uite, cred că e important să și crezi spiritual. Bine, bine, mai veniți și altă dată. Până la urmă mi-au smuls o întâlnire pentru marțea viitoare. Și am mai venit și mă, și am început un studiu biblic. Hai, domnule, lăsați-mă o dată în pace cu întâlnirile voastre. Dar nu așa, pentru că era, da, hai, dacă veniți, insistați atâta, hai, veniți, acum ce să mai. Și mi-au dat șanse peste șanse să aud și am studiat, am făcut studii biblice, lucruri esențiale despre Dumnezeu, dar pur și simplu nimic nu s-a lipit. Un om care nu are Duhul Sfânt, e clar că nu-și amintește și ceea ce află despre Dumnezeu nu-i pătrunde nici la minte, nici la inimă. Și ele, mi-aduc aminte că de multe ori ne întâlneam pe scările căminului, ele se duceau în evanghelizare, iar eu mă duceam la chef. Și ne întâlneam, ne salutam și ele aveau, deci Alege Viața avea întâlniri în fiecare săptămână joia. Și de multe ori m-au chemat, haide, uite și vă să-i așa de fain, sunt mesaje, jocuri, e ceva tineret și ți-ar plăcea sigur. Doamne ferește, nu merg acolo la sectanția, cine știe ce mi se poate întâmpla acolo și găseam tot felul și mințeam. Am de învățat, nu pot să vin, când era de vorba de un chef, niciodată n-aveam de învățat, dar când era vorba de o întâlnire spirituală, totdeauna găseam scuze și n-am mers. Dar, într-un fel, Dumnezeu a creat așa un context de circumstanțe, încât, până la urmă, m-a dus aproape de El, vrând nevrând, și îmi dau seama că Domnul este Cel care și-a făcut milă de mine. Și eu nu am meritat prin comportamentul meu, prin vorbele mele, prin atitudinea mea față de El, eu nu am meritat nimic. Dar Dumnezeu a creat circumstanțele acestea prin care eu s-a ajuns să-L cunosc pe El și îi mulțumesc așa de mult pentru asta. Cum s-a întâmplat într-un mod concret, de fapt? M-au invitat la un proiect de vară cu Alege Viața, imediat după anul întâi, la sfârșitul anului întâi, și eu aveam mai multe alternative. Despre toate aceste circumstanțe și despre întoarcerea ta efectivă la Domnul, te-aș ruga să discutăm în episodul următor al emisiunii Vieți Transformate. Pentru astăzi nu mai avem timp. Dacă mi-accepți și dacă accepti invitația pentru ascultătorii noștri? Sigur că da, sigur. Mulțumim, Ramona. Stimați ascultători, a fost împreună cu noi și împreună cu dumneavoastră Ramona a Catrinei. Continuarea mărturiei și deznodământul, cum s-ar spune, în episodul următor al emisiunii Vieți Transformate. Deocamdată la revedere! La revedere! Dumnezeu din ceruri a coborât pe pământ în persoana Domnului Iisus Hristos pentru că i-a iubit și printre cei iubiți am fost și eu. Iisus Hristos a murit pentru tine. El spală păcatele tale. Am primit pace și liniște. Sunt fericit cu Dumnezeul meu. Vieți transformate.